ziceți, ziceți. Hei, ia eu, bună dimineața! Bună dimineața, dragilor! Este ora 8, începem Monden Matinal și Doamne ajută, am plăcerea să spun că azi este... Vineri! Vineri, după cum vedeți, ne-am luat ținuta de doliu pentru această săptămână, pentru că, da, s-a terminat, astăzi am încheiat săptămâna. Adică și cum a fi încheiat pentru data de azi ne-am luat ținuta asta. Și mai este și vineri și în orice vineri este vineri. Vă bucurați? Începea să vă bucurați că ar fi vineri și că e sfârșit de săptămână. Hop, atenție! Atenție, vineri 13. Ce ghinioane ați pățit pe vineri, de vineri 13? Am cel mai mare noroc vineri 13, Bogdan, pentru că eu sunt născută pe vinerea 13. Deci a fost vinerea... norocul, vinerea 13. Tăi, norocul părinților tăi. Sau, Nu. Ai vrut să zici sau ghinionul. Ce-i drept, eu cred că țin ghinion altora, scumpa mea. Eu sunt nenorocirea din viața altora, dar pentru mine este totul numai bine. Da, așa este o perspectivă. La mine, paradoxal, în vineri 13 se întâmplă lucruri bune. Da? Adică ține și de perspectivă, nu? De percepție, că gânditul pozitiv, da, te ajută și eu așa. Eu pot să zic că îți spargem pozitiv, așa niște tipare, niște mituri. Eu pot să spun că ghinion am în fiecare zi. Păi dacă trebuie să așa că noi, n-ai ce să faci. Cine mai ține socoteală? Că e 13 azi, că e vineri, că e marți, că e... Eu se consider un bărbat norocos că ești în fiecare dimineață alături de noi. De două, doamne, două mortișii îmbrăcate în negru astăzi. Mortișii, absolut. Astăzi cu precădere, da. Mortișea și sorsa mai mică. Wednesday. Nu ai fi soară. Păi și care era? Avea soară? N-avea nicio soară. N-avea nicio soară. Da. Ești tu. Familia Adams modernă. Liniștită. Azi ești tu. Dar astăzi este într-adevăr ziua mult așteptată de noi. Astăzi este vineri 13, considerată de majoritatea dintre noi zi plină de ghinion. Zi în care se întâmplă toate nenorocirile, dar este potrivit statisticilor o zi ca oricare alta. Să mergem puțin în istorie și să vedem de unde vine renumele negativ al acestei fatidice zile. Țin să dezmint, dragii mei, scumpii mei, copiii născuți vineri 13, nu-i adevărat, nu au ghinion toată viața, au mare noroc toată viața. Ei sunt ghinionul altora. Dar cum poate prea puțin sunteți născuți de vineri 13, că mai sunt și multe alte date în care vă puteți naște. E, pentru voi îmi pare tare rău, voi chiar s-ar putea să aveți ghinion și chiar căutam un pic mai devreme. Nu acest soi de ghinioane demonstrate, dacă doriți, ci căutam ghinioane ale oamenilor. Aș fi dorit să văd declarații ale oamenilor, ce ghinioane au avut. Ce consideră ei că înseamnă ghinion, nu? Da, în ziua de 13. Nu promit că voi și găsi chiar acum, pentru că toată lumea se leagă de superstiția în sine. Nu, teoretic zilei. Ghinionul în viață înseamnă atunci când nu-ți merge nimic teoretic pe niciun sau plan. Poate că nici chit că este carieră, chit că ți este soartă, chit că ți este sănătate. Adică asta înseamnă ghinion, părerea mea. Zici tu, nu? Păi, se mai poate spune că mulți zic că, băi, e noroc, a fost la timpul potrivit. Păi dacă o luăm invers, înseamnă că dacă n-a fost la timpul potrivit, nu s-a potrivit deloc, înseamnă că ai avut ghinion. Nu, înseamnă că nu trebuia să se întâmple la momentul respectiv. Să știi că, apropo de chestia asta... Îmi place perspectiva asta, e una care te ține sănătos. Găsim, inclusiv în Biblie se spune despre chestia asta. Omul potrivit la locul potrivit în momentul potrivit. Așa că dacă și Biblia ne minte, nu știu ce, Doamne, iartă-mă să nu mi se întâmplă lucrurile, o să zic nu că am avut ghinion. N-a fost. Nu, dar în general așa este. Adică nu poți să forțezi lucruri care nu funcționează. Corect. E clar că nu... Spre exemplu, dăm prin absurd, da? Ți se trebuie să mergi la un interviu, pentru un job. Păi și ți se pun piedici. Nu vine mașina la timp, nu scurge apa caldă, n-ai timp să trebuie să încălzești apă, să te speli. Ghinion, tată! Dar nu, sunt niște piedici, ghinion. Înseamnă că nu trebuie să ajungi. Ajungi acolo cu chiu, cu vai, și omul respectiv nu te vrea. Nu te angajează. Ce înseamnă? Asta nu e din cauza faptului că n-ai făcut tu duș sau ai făcut duș cu apă rece. Păi nu, dar sunt semne care te împiedică să ajungi la în locul respectiv. Și presupune să zice că te-ai și pregătit și așa, deci nu e din cauza lipsei tare de pregătire. Dar știi ce cred că ajută? Să gândești pozitiv. Oricum ai da, o să gândești pozitiv, eu zic că te ține... Asta este succesul în viață. Trebuie să gândești orice ar fi pozitiv. Asta e un lucru cert. Da. Iar, dragilor, pentru a neutraliza nefasta zi de vine 13, azi este Ziua Internațională a Gândirii Pozitive. Un lucru este sigur, pentru a avea succes în viață, trebuie să gândești pozitiv.
Da. Orice poți combate cu gândire pozitivă, mi se pare, dar eu tot vreau să rămân la ideea de ghinion. De ce înseamnă ghinion? Tu ai spus mai devreme ce? Deci mie ăla chiar mi s-a părut ghinion de-a dreptul. Uite, deci să zic eu de ce nu cred că e ghinion. Zi. Ok, m-am dus să alerg în parc, da? Deci e o zonă lângă terenurile de padel, acolo în nord. Trece multă lume pe acolo, da? E, cred că 2-3 secunde mi-am lăsat și eu căștile într-o parte cât să fac cu puțină întindere. Deci efectiv la nivel de secunde. Și s-au pus furate. M-am întors, nu mai erau. Dar asta nu e ghinion. E neatenție. Au furat, că dacă da, normal ar trebui să rămână acolo. Okay. Lumea nu se teme de lucruri furate, zic eu doar câteva secunde am lăsat căștile și mi-au dispărut. Da, ăla-i furt. Ăla, da, eu pot să-l consider ghinion, dar e furt. Poate cineva pe lângă tine? Și mai... Ce? Logică trec să ceva lângă. Dacă trecea lumea pe parc, dar e o zonă în care chiar stai liniștit, adică nu s-ar întâmpla. Chiar lumea acolo chiar își lasă lucrurile. E, și mi-am lăsat și eu căștile, știind că, că te poți relaxa acolo, că nu ți-ar fi teamă. Măi, dar câteva secunde, efectiv, mi-am întins un pic brațele, că m-am dus, nu mai erau. Și apoi ne întoarcem la gândirea pozitivă. Ce ar fi trebuit să zică? Căștile alea nu erau menite să fie ale mele. Nu, asta clar. Bine că mi le-a furat. Bine că mi le-a furat. Și neatenție, Bogdan. Da. Adică dacă ești neatent, ca să gândești pozitiv în această situație. Că... dacă le-ai lăsat acolo, cine te-a pus să te uiți în sus, Diana, când te-ai întins? Păi, dar nu, că eu am grijă de ele, dar vreau să zic ca să nu, tocmai, ca să nu cadă, că nu le aveam în carcasă, zic ca să nu cadă și așa zic, ok, să nu le pierd, tocmai, le pun aici două secunde. Mi-am întins brațe, nu am să fac un dita mai exercițiu de câteva minute. Măi, eu cred că au venit spiritul și mășul ăla. M-am uitat, crede-mă, m-am uitat. Bă, serios, adică... este clar. Și cum ai combate asta cu gândirea pozitivă? N-auzi, căștile alea nu erau menite să fie ale mele, așa că îi mulțumesc. Poate persoana avea mai multe nevoie de... Nu universului, lui fraierul ăla de mi le-a furat. Poate că el, da, nu-și permite. Eu poate el chiar se bucură mai mult de ele decât... Da, nu, hai să lăsăm, eu n-aș putea niciodată să gândesc că pozitiv în felul acesta, să mă bucur că mi-a fost luat, furat, cum vrei să-i spui, chiar și pierdut. Un gnom l-a furat. Hmm? Un gnom. Un gnom? Da, un gnom a furat astea. Păi ăștia fură chestii de-astea mărunte. Și da. Ăia de pământ, știi? Ăia fură. Mai era și în parc, era clar. Adică, știi ce zic? Logic, adică chiar funcționează logica asta. Era și în parc, era un om. Da, mi se pare corect. Mi se pare de-a dreptul corect. Așa și propun să trecem puțin mai departe. Am înțeles cum stăm cu vineri 13, cum stăm cu ghinioanele și cu pozitivitatea pe astăzi. Mai știu o persoană care are toate motivele să fie pozitivă. Apariția pe coperta Vogue a ediției din octombrie încununează un an plin pentru Lady Gaga. A intrat în studiourile de înregistrări pentru un nou album. A avut succes la Veneția cu filmul Joker și, cel mai important, s-a și logodit în acest an cu Michael Polanski, partenerul ei de 5 ani. Ca să înțelegeți ce înseamnă ghinionul, trebuie să înțelegeți ce înseamnă și norocul, colege dragi. Și anume, ăsta este noroc fantastic. Noroc după noroc. Da, bineînțeles, sunt cununat cu muncă și cu toate cele și cu talent, dar și noroc. Și noroc să fii distribuită într-un film de senzație. Ești cu persoana pe care chiar o iubești, cum a spus chiar ea. Da, bine, ea iubești pe foștii logodnici la fel de mult, așa că... Păi, dar câți am avut? Am mai avut, da? Pe ăsta poate îl iubești un pic mai tare, este mai norocoasă. Deci, ca să înțelegem ce e ghinionul, e tot ce nu are Lady Gaga în aceste momente și în acest an. Și cu această... Exact, da, dacă tot avem ghinioane, considerăm noi în viața noastră. Mai dă și norocul peste noi. Și norocul nostru e că luăm o scurtă pauză de publicitate chiar acum, dar revenim imediat, ăsta e norocul vostru. Chiar ne era dor de o cafea. Salut, bună dimineața! Bună dimineața! Astăzi, vineri 13, zi cu mare ghinion pentru noroc. Oricine nu se uită la noi. Pentru oricine nu se uită la noi. Pentru oricine nu se uită la noi, clar. Până la ora 11, neapărat, ca să nu ai ghinion. Ca să nu ai ghinion. Mondel Matinal Metropola TV. Parcă ar fi o reclamă treaba asta. Ai ghinion astăzi? Noi avem remediul. Da. Remediul nostru. Noi suntem remediul pentru voi. Noi avem soluția. Imediat pe... Da, scumpii mei, am revenit cu știri extraordinare, asta cu vedete colosal de mari, care au încununat niște premii fabuloase. Și nu numai, uite, au luat multe. Despre... Eu am stat și mi-am urcat un pic ochii pe știrile noastre de astăzi, bineînțeles. Nu vorbim, am vorbit deja despre Lady Gaga, luăm în colimator multe alte vedete internaționale mari, cântărețe foarte, foarte, foarte mari. Dacă Lady Gaga deja nu mai are nevoie de nicio introducere, ei bine, nici Taylor Swift
lift, iar aceasta este de neoprit. Zi de zi stabilește noi recorduri. La gala numărul 40 MTV Music Video Awards 2024, aceasta a primit numai puțin de 7 premii, totalizând 30 de astfel de statuete obținute de-a lungul carierei și egalând-o pe Beyoncé în topul artiștilor cu cele mai multe trofee din istoria acestor premii. Money, drop some money, drop it. Gata. Gata. Bun. Hai de mine, dar a fost un spectacol și ce de premii au luat fetele astea. Bravo lor. Și uite, mai vorbim de o fată pe de care n-am mai auzit de foarte mult timp, că de Taylor Swift, na, auzim zi de zi și de două ori pe zi câteodată, ne-am săturat cu toții, da? E favorita ta, știu deja. Da. O iubesc pe Taylor Swift. Mare ghinion, că fix azi... El ascultă, să știi, înainte să se culce, dar și pe drum spre studio el este cu Taylor Swift în mașină, nu vrea să recunoască. Așa este. De asta ți-am și lăsat. Domnițele mele, nu vă aflați în pat cu mine să vedeți pe ce adorm. Nici cu mine în mașină când vin aici. Am mai fost cu tine în mașină și am auzit Taylor Swift, așa că știm noi ce zicem. Am crezut că o să zică... Stai! No. E ceva ce vreau să știu. În ameza căluți, măi, Meda, nu mai știi tu cum ascultat Taylor Swift în mașina lui, playlist-ul. Nu, bine că nu le-am confundat pe astea două și am mai fost în pat cu tine și... Ia. Nu, ia, bine că n-a zis, păi nu, bine că nu le-a confundat. A, ce m-a speriat, m-a luat. În loc de mașină să zic că am mai fost în bac cu tine și ascultai. Eu trăiesc cu voi aici în fiecare dimineață și eu nu știu ultimele noutăți ce se întâmplă în viața voastră, dar era ceva cu tine. Nimic nu este ascuns. Da, totul la vedere, suntem transparenți, rău de tot, prieteni. La fel, să știi că a fost și o mare cântăreață, Katy Perry, la aceste premii MTV, a fost foarte transparentă. Chiar a concertat fix în prima zi a ei de ziua aceea, știi? De unde știi treaba asta? Pentru că a declarat, a zis, domne, asta sunt în prima zi de mestră, da? Așa, asta este. Ca să aibă o scuză sau... Poftim? Ca să aibă o scuză sau doar ca să... Păi nu, ca să demonstreze că ea a făcut un show cu adevărat fabulos. Și când o doare burtica. Și când te simți rău. Și da, se poate, da. Dacă Taylor Swift a luat caimacul de la premiile MTV 2024, Katy Perry a luat ovațiile. Artista a susținut un show după ce i-a fost atribuit premiul Vanguard pentru întreaga carieră. Cel care i-a înmânat premiul a fost chiar partenerul artistei, Orlando Bloom. Dragilor, este timpul și pentru primul nostru eveniment din această dimineață, dar și pentru primul nostru invitat. În momentele ce urmează, avem plăcerea să discutăm despre un spectacol al Teatrului Național din București. Pentru că este septembrie, este un nou sezon și o nouă stagiune prin teatre, discutăm în momentele ce urmează despre Călătoria. Și dragilor, ca să ne facem o scurtă idee despre ce este vorba în această călătorie și înainte să vă arătăm și invitatul care este alături de noi aici la Monde Matinal, hai să vedem câteva imagini din călătoria. Dragilor, azi avem marea onoare de a avea alături de noi un invitat extrem de special. Eu zic să vă așezați jos pentru că nu vă veți aștepta la asta. Domnilor, Meda Topârceanu alături de noi și invitatul unde-i? Da, am rămas pe invitatul. Vai, scumpii mei, vă mulțumesc din tot suflet că m-ați primit la această masă în calitate de invitat. Mi-ați dat lacrimile, ce frumos ați vorbit, măi. Meda Topârceanu, așa, actriță. Se mai întâmplă câteodată. Câteodată se întâmplă dimineața... Nu la fel de des ca prezentatoare TV, că nu joacă zi de zi de luni până vineri. Nu, zi de zi nu, dar se întâmplă. Dar se întâmplă. Se întâmplă lunar chiar. Oh. Și de mai multe ori și pe lună. Dragilor, Meda Topârceanu face parte din distribuția spectacolului Călătoria în regia lui Dan Puric la Teatrul Național București. Spectacol ce urmează să aibă loc pe data de 14, dar și pe 25 septembrie. Bilunar, iată. Da, așa este, așa este. O să mai vin și cu altele, dar deocamdată vorbim despre Călătoria, care este un spectacol absolut fantastic. Este o poezie, este, cum spune maestru Dan Puric, balsam pentru suflet. Este un spectacol creat pentru sufletul oamenilor. Se regăsesc foarte multe persoane în acest spectacol. Spectacolul, ca să înțelegeți, nu este un text propriu-zis. Maestru Dan Puric și-a pus amprenta pe el, pentru că este inconfundabil, și găsim
tot felul de tablouri. Acest spectacol merge din stație în stație, aș putea spune, apropo de călătoria, pentru că el trece prin mai multe stații. Începe cu stația Păcii. Cine-i doamna? Stați un pic, cine-i doamna aia din imagine? Ia puneți-mi imaginea. E o doamnă acolo. Cine-i doamna asta cu florile astea și cu cei casca aia? E o coroană. Mai uite, domnule, pare cunoscută. Pare cunoscută. Vedea, dar ce-i cu melodia? Spune-ne și de melodia pe care a intrat, pentru că nu întâmplător am luat. Nu este întâmplător, așa este, după cum ați observat și în imagini, în acel costum minunat, creat de inegalabila Doina Levința. Da, toate costumele sunt create de ea și ce-i drept călătoria, titlul acestui spectacol, domnul Puric l-a pus special, domnule, este o călătorie între Dan Puric și Doina Levința și au zis să trecem prin toate și prin toate stațiile propriu-zise. Uite că mă bucură că maestru Dan Puric cât și Doina Levința au urcat la acea stație, îmi pare. Da, au urcat și au coborât amândoi în același timp, dar cei drept în ultima stație, după cum observați, se regăsește mai mult stilul doamnei Doina Levința. Este un spectacol fantastic. Toată lumea, toți cei care vin rămân încântați, fascinați, pentru că nu se gândesc să vadă atât de multă iubire, compasiune într-o lume a haosului. Și cumva asta și încercăm să punem în prim plan, să ne dăm seama de frumusețea dragostei în lumea de astăzi, pentru că am cam pierdut-o. Și Meda, dacă tot am vorbit de costumul tău, spune-mi mai multe despre personaj. Ce face personaj? Cine personajul? Personajul meu... Cum te cheamă? Asta este ideea. Personajul meu se metamorfozează, aș putea spune. Vorbește frumos. Se transformă de la o stație la alta. Nu este un personaj de sine stătător. Trec dintr-un muncitor calificat, ca să zic așa, la, după cum observați, la o regină rusească, aș putea spune. A, doamna cu florile este regina doamna, rusească. Da, o mireasă rusească. O mireasă, o mireasă, pentru că este o rochie de mireasă, de fapt, acea rochie. Și ce vrea să transmită? Care e emoția? Care e mesajul ei? Dragoste, poezie, compasiune și spectacol. Pentru că la baza acestui show pe care l-a făcut maestrul Dan Puric este un spectacol inedit, plin de culoare, plin de... N-am cuvinte să spun la cât de plin de toate este. Știu că are și o dedicație specială acest spectacol pentru Dan Puric, pentru maestru Dan Puric, și anume este în onoarea coregrafei Malu Iosif. Da. Doamna coregraf Malu Iosif este una dintre, este mentora maestrului Dan Puric, pe care am avut ocazia să o cunoaștem chiar la repetiții înainte să treacă în neființă. Un artist foarte complex, de aici și maestrul Dan Puric și mai complex ca artist, entitate artistică, și ne bucurăm foarte tare. Vorbesc cu emoție pentru că este foarte emoționant să joci un spectacol pentru o artistă de calibrul acestei doamne. Chiar voiam să te întreb, cum te simți tu, Meda, să faci parte dintr-un spectacol de o asemenea magnitudine? Printre atât de mulți artiști, că am înțeles că sunt la număr vreo 50 de artiști. Da, chiar peste 50 de actori, da. Actorii Teatrului Național, dansatori, coregrafi, muzicieni, pentru că avem și muzică live, unde se cântă și cu instrumente și cu voce. De aceea le-am și zis artiști, că dincolo de actorii... E mai mult de exact atât. Un personaj complex ce... fac ei acum. Mă simt ușor copleșită de multe ori, pentru că să fii pe scenă, bine, și eu sunt mare, ce-i drept, dar să fii și cu actori la fel de mari și care să ne completăm unii pe alții, este un lucru inedit. Să împart scena, da, maestru Dan Puric, pentru că este și spectacolul dumnealui. Dan Puric joacă, nu? Da, bineînțeles. Este și în distribuție. Să fiu alături de doamna Amalia Ciolan, de Ovidiu Cuncea, de Armand Calot și de toți actorii Teatrului Național, aproximativ, nu chiar toți, este într-adevăr o adevărată onoare.
Cum întrebări mai aveți, cum fiind? Doriți să mai stați pe la noi? Că noi invitații nu-i ținem mult, așa că, da. Ideea este că spectacolul va fi, îl vom juca mâine, 14 septembrie, de la orele 19 la Sala Mare a Teatrului Național, Sala Ion Caramitru. Și pe data de 25, tot în această lună, tot de la aceeași oră, tot la Sala Mare a Teatrului Național, vă așteptăm cu cel mai mare drag. Biletele, bineînțeles, că le găsiți în pe site-ul Teatrului Național, și, bineînțeles. Evident, la teatru. Absolut. La casa de bilete, dacă mai există oameni printre dumneavoastră care vă duceți fizic la casa de bilete și cereți două bilete. Vin! Și este atât de frumos să-i vezi, noi suntem la repetiții și absolut, putem să intrăm și noi să-i vedem pe artiști și vin dragii de ei. Tu știi cât de frumos este să stea să se uite la repetiții la noi? Da. Da, și ne aplaudă inclusiv în timpul repetițiilor. Bine, eu știu, Te mai așteaptă Meda, pentru că ai zis că vei avea chiar de două ori pe lună. Mai spune-ne câte ceva, nu mai curioși și până la urmă. Da, urmează să reîncep, tocmai ce a început stagiunea. Reiau spectacolele și la Teatrul Evreiesc de Stat. O să mergem și prin afara Bucureștiului, o să mergem din nou și la Buzău să jucăm și acolo. Pregătesc o nouă premieră. Da, pregătesc o nouă premieră. Un text foarte complex. Deocamdată nu vreau să vorbesc despre el, vreau să-l țin deocamdată așa împachetat, dar este un text total inedit, foarte greu, de o complexitate foarte mare. Vă spun că este scris de Marin Sorescu, atâta vă spun așa. Și ce să vă mai zic? Și timpul a expirat pentru invitata noastră. Mulțumim tare mult, Meda Topurceanu, actriță, că ai fost alături de noi în această... Vă mulțumesc și eu, scumpii mei, că m-ați primit. Recunosc foarte multe emoții am avut și mi-ați creat o stare sensibilă, aș putea spune. Putem spune că am avut noroc să te avem astăzi alături de noi. Oh, da, ce într-o frumos zi de vineri 13, apropo de discuția dintre noroc și ghinion. Și te așteptăm să mai revii la noi în studio. Mulțumesc, Meda. Zi, îmi place foarte tare. Bine aici în platou, poate e pentru prima dată, dar te vei obișnui cu noi. E a doua oară, am mai venit eu mai de mult tot cu un spectacol corect, la Teatrul Evreiesc de Stat și o să revin și cu alte spectacole. Vă mulțumesc. Absolut, da. Dragilor, propun să mergem și noi puțin tel mai departe. De artiștii autohtoni, mergem către artiștii dincolo de hotare internațional și vorbim despre rapperul P. Diddy Combs, care este implicat într-un nou scandal de proporții, fiind acuzat de comportament abuziv și violent de către o fostă colegă de trupă, Dawn Richard. Aflăm mai multe detalii șocante despre aceste acuzații grave în momentul următor. Puff Daddy! Nu e bine. Nu e P. Diddy. P. Diddy. L-ai confundat cu celălalt băiat. Da, care și-a... Asocierea a fost ușor de făcut. Confuzia e cumva de înțeles, pentru că început mereu relativ la fel. Așa știu de când eram mică. P. Diddy scria când uitam eu pe emisiunile alea, la televizor, vedeam clipurile cu ei. Și mult mai cunoscut oricum Puff Daddy. Deci, da, e primul care îți vine în minte. Da, băiatul ăla. Fix băiatul ăla, mai vorbim noi despre băiatul ăla care și-a... Ce să le și-a fac? Luat iubita la hotel și a lăsat-o pe holul hotelului. Nu mai zicem cum. Se tot întâmplă lucrurile astea printre ei. Poate așa sunt rapperii sau e o particularitate a acestor doi? Poate rapperii americani, nu știu, pentru că la noi eu n-am auzit de Puia sau de Ombladon sau nu știu, Tataie de la Biugi Mafia și ce rapperii mai vin mie în minte. Puia s-a mutat la țară. Puia s-a mutat la țară și a început să cultive morcovi. La noi e o discrepanță totală, adică între ce se întâmplă acolo și ce se întâmplă aici. Este un suflet foarte mare, Puia. Da, Puia este un băiat foarte de treabă. Nevasta și copiii foarte mult. Ăștia la alții, nu știu ce e cu ei. Poate Puia de e chiar foarte sufletit. Consumă anumitor substanțe, habar n-am. Știi ce zic? Dar asta este, ce să le faci. Dacă sunt agresivi, sunt agresivi. Și nu e bine. Și nu recomandăm să luați exemplu acestor artiști, acestor reperi. Exemplu cu a zis, se apuce de grădinări, uite, mai calmează. Sunt foarte curioasă, Bogdan, de ce devin așa agresiv bărbații? Dar nu știu să-ți spun, să-ți răspund la o asemenea întrebare. Eu nu mă consider un bărbat agresiv. Dar eu variantă de aia, dar de ce? Păi de auzi, ți afirme așa masculinitatea, duritatea? Nu sunt de părerea asta. Nu cred că sunt. Adică nu sunt de această părere. Nu cred că dacă ești agresiv, îți exprimi în vreun fel masculinitatea. Ci chiar mulți ar considera că de fapt ești foarte inferior în momentul în care așa îți talezi tu puterea și masculinitatea. Poate ți-e frică, ai niște nesiguranțe, niște frustrări, poate, și așa ți le... Hai să căutăm și noi mai multe detalii despre aceste frustrări pe care le au unii dintre bărbați. Cât timp noi luăm o scurtă pauză de publicitate, dar revenim și noi imediat cu și mai multe știri mondene.
Bine v-am regăsit, dragilor. Bună dimineața, vă spunem din nou. Bună dimineața din nou. Și urmează să vă spunem și poftă bună, pentru că probabil abia v-ați trezit, vă ghiorțe stomăcelele. Nu, și cel puțin cam. Să luați un mic dejun, nu? Să luați noi un mic dejun așa cum trebuie, așa cum se cuvine. Da. Și dacă tot ne pregătim să luăm micul dejun, miroasea... Câți dintre voi, adică așa, cred că toată lumea și câți dintre dumneavoastră, se uită pe la filmulețe sau pe YouTube sau așa mai departe când iau micul dejun? Ei, eu, bine? Eu fac asta. Da? Și tot timpul pun un ecran acolo, toată meargă lumea, măcar să aud ceva, să văd ceva cât timp, exact, parcă nu sunt singură. Stând eu și mâncând ieri, am văzut un filmuleț, așa, și am zis, bă, ce tare, e un trend care circulă pe TikTok zilele astea. Și am zis, bă, cât de mișto, vreau să încerc și eu. Așa că zis și făcut, hai să-l vedem și noi, să înțelegem despre ce-i vorba. Ce drăguț arată! Vă place, nu? Da! Ce avem noi aici? Dacă nu chiar un coșuleț cu pâine. Serviți, vă rog! Mulțumesc! Serviți. Nu m-am putut abține! Ați servit deja, vă rog! Ei bine, dragilor, am pregătit și un prăjitor de... Opa! Mă ocup eu să-l ce e aici? Da, stați așa un pic. Ia uite, 500 de euro. Cât mai amenda la CNA? Aduceți așa, un, o bandă, un scotch, un ceva, vă rog frumos. Mulțumesc. Mulțumim. Da. Ia, te ajut? S-a băgat în priză. E bun prăjitorul, credeți-mă, indiferent de la bun, ce. Nu vă faceți griji. De la ce firmă este? Bun, ce să desenăm noi pe ea acum? Eu m-am bun gândit deja. Mulțumesc frumos. M-am gândit. Să vedem dacă îmi și iese, că asta este partea a doua de skill. Hai să ne gândim, dragilor. Hai. Ați înțeles despre ce e vorba? Facem o operă de artă aici. Nu vă gândiți la ce prostii. Ce îmi place că ești o operă de artă, a zis. Ia să încercăm. Ia să vedem. Hai și să vedem și dacă funcționează, pentru că până la urmă este un fel de un hack pentru viață, dacă vă doriți. Și ca să ne facem diminețile mai plăcute și mai amuzante, așa că eu zic în felul a ieșit un nimic. Băi, cred că m-am dus cam departe cu opera mea. De ce bine să ai unghii? Da. Ce drăguț, ce faci tu acolo? Prima este, da, cred că ai și un nimic. Vă dați seama. Hai să încercăm aici prima felie, dragilor. A mea, așa, vă rog, a mea, prima, a mea, a mea. Bag-o. Cum funcționează ăsta, măi? Da. Sunt curioasă să văd dacă iese. Ai, tu ai ceva? Am ceva, nu știu dacă se înțelege, sincer. Păi, Diana, tu faci cu degetul ăsta, Diana. Așa, vă rog frumos să se vadă că am pus pâinea uite la prăjit. Știm că nu trișez. Să-mi pregătiți, vă rog frumos, și restul de mic dejun, da? Mulțumesc, da, te acopeream ca să mănânci din ea, nu te-ai prins. Pardon? Hai că se poate. Hai că eu mai lucrez la... Nu, pe partea cealaltă, Bogdan! Aici, domnule, Bogdan! Au, ăla, bărbatul casei, nu știe să folosească prăjitorul de pâine! Ai zis să mă dau la o parte, ar putea să zic că... Prăjitorul nostru de pâine! Dați-vă la o parte din bucătărie, hai, că nu vă pricepe! Stau eu acolo, lăsați-mă, te rog, mulțumesc! Te rog, du-te la bucătărie, păi, eu nu se place! Eu în timpul ăsta, dragul meu, să faci... E un buton de stop aici, în caz de incendii. În caz de incendii... Pe ăla e bine că știți să-l folosiți. Este foarte bine! Ia, mai desenez ceva? Da, mai vreau una. Mai mâna în gură acolo. Of, Doamne, Bogdane, chiar mă așteptam de la tine la mai mult. Mă, este foarte foamea nostru, nu mai are răbdare. Yes, aș face o prostie aici, dar... Așa, nu mă... Uite așa. Ai, uite ce mai acolo. Uite așa. Bun. Uite așa. Eu cred că m-am dus cam departe, cum să mai înțelegi ce am făcut aici? Păi da, tu ai băgat ghearele în ea. Păi da, mă, că de-aia mi-am folosit, păi, ți-ai folosit creionul, câteva creioane, știi? Ai și tu câteva creioane B1, acolo. B1, B2, B3, nu știi că sunt mai multe tipuri. Stai un așa. F2, nu. Uite așa, și am făcut. Hai, ce zice frumos? Aici, ce zice prietenul durează nostru? Începe și el să prăjească ceva? Lasă-l acolo, da, Diana, lent, să mi se facă bine pâinea. Chiar lent. Așa. Că până una alta mai fac și eu altceva. Ce-am făcut aici? Gata, eu știu ce-am făcut. Voi vreți să vă zic? Ia. Yeah. Ia, yeah, mai no, fac ceva. Prietene, sari? Sau ce faci? Nu știu, mă. Cât? Ai, mă, Diana, măi, nu mai băga unghia în el, mă, Diana. Bagă de degețelul. Așa. Ia să vedem dacă s-au făcut astea aici. Eu mai am, eu mai am una care simt că va ieși ceva, da? Mai, ceva mai bine. Nu, că nu mai ai răbdare, vreau să văd dacă a ieșit ceva. Ia să vedem. Îmi vine să apăs pe stop. Ce avem ziceam acolo? Știi, păi, dar stai să vedem dacă s-a prăjit, ai răbdare. Chiar sunt curioasă dacă funcționează acest trend. Mai mare. Dar, Bogdan, tu unde l-ai găsit?
Da, e în priză totul. Bine, l-am dat la maxim. Trendul ăsta? Trendul ăsta l-am găsit pe TikTok în timp ce mâncam ieri, ui, culmea. Tu bagi în gură în timp ce mănânci? Poftim? Tu bagi, adică te uiți pe TikTok în timp ce bagi în gură? Da, bineînțeles, da. Și pentru că probabil tehnologia și TikTok-ul și-a dat seama că mănânc, mi-a dat ceva chiar pentru masă. Nu vreți mai să apăs eu pe stop, că nu mai am răbdare. Hai să vedem, să vedem ce s-a întâmplat. 3, 2, 1, bam! Hey! Asta e al meu. Aaaa, a ieșit, măi! Nu, ce-i aia? Aaaa, ce acum, ce a știut de ce pisici asta, dar uite că se dă seama. Asta este al meu. Este un tort? E o treflă. Este o ciupercă. E o treflă. Aici se înțelege ce este? Se înțelege? Așa, înțelegeți? Hai că se vede, hai că se înțelege. Se văd, au făcut și... Uite-mă la mine, se vede, uite ce frumusețe, asta e treflă. O să-mi bag și eu operele mele, vă rog, acum la copt. Haideți, vă rog, să mai facem una. Pardon, pardon, pardon. Acum să vă spun că este deja caldă. Unt avem? Unt avem? N-avem unt? Este deja caldă. Dă-te mai așa, domne. Este la maxim? Dați-mi voie să verificăm. E la maxim, e la maxim, e la maxim. E la maxim. Haide, băiatul meu, că acum te-am încălzit. Este momentul să scoți. Da, să pregătiți acum și unculița și cașcavalul. Absolut. Facem unt și niște mangiun, poate. Cu ceva gem avem? Niște unt? Avem. Ah, avem. Mai e zacuscă. Am adus eu niște zacuscă. Mamă, ce bune. Mulțumesc frumos. Uite, măi, ca la școală, ca nu da, dragilor. Se dădea ia la mama sufletel, că e prăjită. Ia cu pâine, mamă, că e bună. Dragilor, e bună pâinea goală? Am primit, nu mai este goală, pentru că am primit aici și o brânzică topită. Auzi, Bogdan, ți-a dat pachet. Mi-a dat pachet, vă rog, ca să facem o masă. Nu, no, Bogdan. Ca să facem o masă până la capăt. Așa. Poftiți, poftiți. Uite, asta mai merge? Ia la mama, guriță. Haide, nu mai fii. Ia la mama. Ia și mănâncă. Păi, dar nu hrănim noi bărbatul casei. Nu mai fii lacom, numai tu mănânci. Ai două fete aici, ocupă-te de ele. Așa, pune așa, acolo, rog, pune. Ce, mamă, ce mic dăjun avem noi aici. Hai că o împărțim pe asta, că el nu cred că mai dă. Ia, mai pune aici. Mai pune un pic, mai pune un pic, Bogdanel. Ai grijă să nu cadă, să nu cadă, să nu cadă. Ia la mama pupate, ar ia guriță, așa. L-am hrănit, astăzi e bun de pus la arat. Hai să duce mama direct pe câmp. Păi da, de-aia te-am și... Excelent, de pus la muncă după așa un mic dejun. Se coace, când nu mai avem răbdare, îmi spuneți că eu deja știu să apăs pe buton și să o... Și să am observat. Să sară în sus. Diana, ca să înțelegeți, este extraordinară. A se vedea, e la maxim, e la 8, deci mai mult de atâta nu se poate. Ce mă, nu se poate, dar ceea ce vă pot spune este felul următor. Colega mea Diana aici o superbitate de domnișoară. Se pricepe nu la prăjit pâine, ci la sărit pâine. Apasă pe buton, facă sărit pâine. Haideți, facă sărit pâine. 3, 2, 1. Ca la Revelion. Perfect, copii. Ce avem aici, ce avem aici, ce avem aici. Hai să arătăm. Haideți să vedem. Ce-ați făcut, domnule, acolo? Aici, absolut, acolo. Aoleu. O adevărată operă de artă. Ăla-i boxer, Diana. Absolut. E o fundiță. Na, nu, vai de capul. Așa. E un M de la Metropola TV! Corect! Pac, pac, pac! Poate să fie trei numuri. Mamă. O fundiță. Un M de la Metropola TV. Sau un fluture. Sau un M de la Meda. Sau... Da. Mă rog, eu zic că e mai degrabă de la Metropola. Fundiță, Diana, să știi că nu prea pare. Mă lasă, mă bucur. Interpretarea voastră este mult mai interesantă decât intenția mea de a face o operă de artă dintr-un fluture, dintr-o pâine. Și acum eu zic în felul următor. Cât mai vreți? Mai vreți să mâncați? Arunc-o aici, arunc-o aici, Alex. A, dă-o, e bună, hop, rău. Perfect. Hai, poftă mare vă doresc. Mai da tine și altceva. Poftă mare vă doresc, dragilor. Hai să ne terminăm. Ceva, las că mi-o pun eu cu ceva. Deci dacă voi dați brânză, cașcaval și așa, eu zic să vă dau niște știri în continuare. Absolut. Ca să rămânem în urmă cu ele până la urmă, că mai sunt multe de dat. Un papirus de știri, dragilor. Constantin Enceanu, unul dintre cei mai iubiți artiști de muzică populară din România, a făcut dezvăluiri emoționante despre viața sa de familie. El a vorbit în exclusivitate pentru Metropola TV despre relația cu cei doi nepoții ai săi. Deși este împlinit pe toate planurile, interpretul recunoaște că a avut un mare regret legat de familia sa. Hai să ne fie de bine în primul rând, atât nouă cât și dumneavoastră, prieteni dragi. Și uite ce merge mai... Nepoțelul l-ai văzut, măi. Bunelu, mai lasă-mă și pe mine un pic, că vreau să fiu ca tine. Mi se pare atât de frumos când unul din membru din familia ta să-ți fie idol, să-ți fie exemplu, să-ți fie
mentor. Absolut, da, da, modelul lui în viață. Și el are, bine, cred că pentru amândoi de altfel. Pentru ambii nepoții. Da, 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 așa este, dar cu precădere. Cine a cerut, a cerut primul. Da. Și uite, fix asta, la asta mă duceam cu gândul, că noi am vorbit astăzi despre cine am vorbit? P. Diddy Combs, am vorbit despre Katy Perry, Taylor Swift, Lady Gaga, etc., etc., etc. Uite, vorbim și despre un artist, un artist român, un artist de muzică populară românească, care, iată ce viață împlinită, ce viață frumoasă poate avea. Cred, da, cu suișuri, cu covărișuri, normal, mereu. Pentru că asta se întâmplă în viețile oricui. Cred că asta este secretul. Familia este cariera, dar da, familia, dacă o ai aproape, asta cred că e cea mai mare împlinire. Întotdeauna, dacă familia este destrămată, e clar că nici tu nu vei fi niciodată bine, dar uite, e bine să luăm astfel de exemple și să ne dăm seama cât de bine este să ne ținem familia aproape și de multe ori și dușmanii și mai aproape. Dușmanii și mai aproape, așa se spune. Ca să știm noi și cum le facem. Uite, inclusiv micul ăsta dejun al nostru, așa cum a fost spontan, pe fugă, luat la repezeală, cum îmi place mie să zic, m-a dus cu gândul și la viața mai simplă românească, viața de la țară, viața... Da. Viața la sat. Și avem și pe cineva care face o emisiune chiar despre asta, chiar cu români. Așa ai noștri este. De aici, de la țară, nu? Emisiunea Noi Românii se întoarce cu noi povești de viață captivante. Prezentatorul nostru, Mircea Radu, ne pregătește surprize de proporții nou sezon. De această dată, el aduce în prim plan cupluri tinere care au ales să renunțe la viața urbană pentru tihna și frumusețea rurală. Vă dezvăluim și care sunt primele destinații în care a ajuns cu autocarul Metropola TV. Bravo, bine, domnul Mircea Radu. De-abia aștept să văd. Mm-hmm. Nu știu dacă știți voi chestia asta despre mine, dar îmi iubesc foarte mult viața rurală. Foarte mult. Îmi doresc foarte, foarte tare să stau... Să apar și eu în următorul sezon al lui Mircea Radu. Da, să stau într-o casă. A fost așa o sugestie subtilă. Da, domnul Mircea Radu. Ai răbdare mai întâi să mă mut la țară. În 3 ani de acum încolo, când dumneavoastră veți fi la sezonul 6, Meda va fi mutată deja la țară, undeva prin zona Dobrogei. Nu știu, am dat și eu așa. Nu-i rău. Nu-i rău. Undeva prin zona Dobrogei și vă așteaptă. Dar mi-aș fi dorit undeva mai cu munte, mai cu răcoare, mai cu... În Bucovina, eu zic, pardon, o să migrezi. Dacă îți place, o să încerci mai multe zone din țară, Meda. Da, și îți cumpără o casă în fiecare loc. Păi, așa vrem, așa vrem să vedem pe a noastră. Deja milionară. Da. Vedem, exact. Da, e foarte frumos. Dar voi nu v-ați gândit vreodată să... Să mă mut la țară? Nu vă place? Mă gândesc, așa, într-un weekend să te retragi pentru liniște. Cred asta e bine, ție-ți place zona total urbană, nu? Ție-ți place gălăgia asta, da, de metropolă? De metropolă, exact. Bine, da, dar nu, încă mă regăsesc în energia asta. Dar câte un weekend, câte o escapadă pentru liniște aș face. Uite, mie îmi pare că fix astfel toți cei care sunt obișnuiți cu zona urbană, cu agitația, cu aglomerația, cu tot ce găsim noi și aici în București și în orice metropolă aglomerată, are nevoie să plece 2-3 zile, o săptămână, să plece la țară, să plece undeva la munte, să se relaxeze la o căbănuță, într-un mediu rural, într-un mediu ferit de toată nebunia asta de oraș, dar nici nu te poți deconecta total. La un moment dat, după 5 zile, 7 zile, 10 zile, vrei să te simți că vrei să te întorci unde ești tu obișnuit. Nu știu că aș duce o săptămână și o recunosc. No? Nu cred. N-ai duce o săptămână. Așa un detox, n-aveți? Aș încerca, dar de câteva zile, cum ai zis, dar o săptămână în cap, cred că aș simți nevoia iar de... Bă, gata, hai, când plecăm. Hai, când plecăm înapoi. Dar nu se compară cu Bucureștiul, cu agitația bucureșteană. Se compară. Nu se compară Constanța cu Bucureștiul. Bă, cred că dacă te-ai duce pe la 12 ziua... Ușor în extra sezon, în timpul... Păi nu, lasă! Dar în rest chiar bate vântul pe acolo. Păi, da? E o liniște totală de nu mai recunoști orașul. Vezi, de-aia nu mai vrea. Că așa bine, în Toiuverii cred și eu, e prea multă lume. Da, voi la Constanța aveți cărucioare de-astea, cărucioare, mâncare stradală. Porumb fier! Exact, aveți exact. Aveți alea cu nuci, cu de toate. Aș zice eu versurile care se cântă pe plajă, dar nu știu dacă am. Ni le zici după ce vorbim un pic chiar despre această mâncare stradală. Și vă întreb, de câte ori ați fost pe afară, prin străinătate și v-ați potolit foamea chiar în stradă? Chiar dacă pare o gustare frugală, mâncarea stradală reprezintă cultura locului în care sunteți. Și dacă puteți să vă închipuiți, există standuri stradale ale căror bucate au fost răsplătite chiar cu stele Michelin. Vă prezentăm țările care au cea mai bună mâncare ce poate fi servită în stradă. Ei bine, dacă prin Asia de Sud
Est, așa nume, în Vietnam, în Malaezia, în Filipine și mai departe, au astfel de mâncăruri stradale și rup pe mâncărurile stradale. Da, așa e. Unele senzaționale, altele mai puțin senzaționale. În India nu v-aș recomanda. Avem și noi în România un soi de mâncare stradală despre care ai amintit un pic mai, devreme. Preferatul corect? Meu. E preferatul tău? Păi dacă mie mai place mămăliga, ce-ai? Mai ales în zona de mare, mai ales în zona, Constanței și de unde se trage colega Diana. Avem și noi să auzim o mică dedicație, vă rog frumos. Pentru Diana. Oleu! Da, așteptăm un pic de dedicația. Hai cu porumbelul, că presim. O să fii surprins. Olo, olo, litoralo, eu sunt Gica Mondialo, cu pungulița te servesc, ca să nu mă opăresc, maestru Gica mă numesc. Ia porumbul și coceanu, ca Monica Columbeanu, nu-l o porumb de la bronzați, s-ar putea să vă... Ionicuța noastră! Băi, știi cum a sunat asta? Ziceai că cu zburgălăi, zici cum se cântă de Crăciun, așa se cântă vara. Dar frige fetele, se ardă, așa se strigă la noi pe litoral când vine cu porumbul încins. Așa că noi zic să luăm o scurtă pauză de publicitate cât timp ne ardem cu porumbelul. Vezi pe unde? Vezi pe unde? Alo, alo, litoralul! Se neacă salvam aerul. Și am revenit aici alături de noi, de mine Meda, de colega mea Diana și de coleguțul meu scump și drag, îmbrăcat astăzi într-o cămașă maro. Băi, visă vișinie, la rând, vă iau unul câte unul câte unul câte unul, pe dumneavoastră, fiecare în parte, pe voi, pe voi, pe voi. Voi. Ca să înțelegeți, stimați telespectatori, în realitate, colegul meu are o cămașă de in maro, care ia niște nuanțe și ia, nu se bag, nu se pun. Mă, e maro. Știți pe aia cu rochia? Iartă-mă, nu fost. Știți pe aia cu rochia? Da, rochia albă, albă cu bleu-marin, maro cu alb, cu ce avea. Ce culoare are această cămașă? Zi. Maro. Vișiniu. Vișiniu. Maro, zice. Zi. Hai. Vișiniu. Stai, eu v-am spus, ochii oamenilor văd diferiți, nu mă crede zi, nimeni. Roberto. Ține acolo. Maro? Maro, zi, poro. Ok. Maro? Maro. Ziceți, mă, și vișiniu. Colega Maro, colegul Maro. Maro, ia uzi. Deși care Maro? Ce culoare e cămașa asta? Maro. Și adică Maro, s-a judecat Alexi Maro, nu? Mulțumim, s-a judecat. Colegii mei, nu vedeți bine, bine. Diana trebuie să-și pună lentilele de contact. Hai mă, că pe bune da, vișiniu toată ziua. La masa asta sunt două voturi. Ce da, exact, pentru că noi ce se întâmplă în afară, acolo, treaba lor. Noi aici. Nu mă uitați, mă, în curtea altora. Ne uităm în curtea telespectatorului în funcție de ce plasma are acasă. Corect, dragilor, ce culoare are această cămașă? Maro. Maro sau vișiniu? Maro. O să spuneți dumneavoastră. Spuneți maro. Trebuie să spuneți dumneavoastră. Pentru totdeauna că e maro. Mâine. Maroul are mai multe nuanțe, scumpul meu. Da. Dar și asta după tine ce e? Vrei să spui că e negru combinată cu gri? Sau ce? Ia zi tu. Poftim? Ce? Albă. Ce nebună ești, Diana. Hai să vedem ce zic telespectatorii noștri. Ei să decidă dacă este maro sau vișiniu. Că noi nu mai putem cu Poate pornesc un mare trend ca ăla cu rochia. Da. Eu propun un studiu. Să se facă studiu pe cavitatea oculară. Cum s-o numi ea, nu știu, nu sunt doctor în așa ceva. Doamne, să vedem care ochi vede diferit de ălălalt ochi. Asta mă interesează. Bun. Eu zic că trebuie să ne odihnim înainte de toate ca să și vedem clar și să putem să și decidem corect. Ce spuneți? Că poate și lipsa de somn te induce în eroare. Tocmai ce a apărut un nou studiu legat de somn. M-au nebunit, domnule, câte studii de somn sunt. Nici nu mai știi ce să crezi. Mai degrabă ajungi într-o mare confuzie. Eu vă zic mai bine, dar studiul cel mai clar este în felul următor. Dormi, e clar, ai somn. Nu dormi, n-ai somn. Aia e studiul. Scurpă doi, dragilor. Ce atâta mulțim împărțim. Dragilor, suntem bombardați zilnic cu tot felul de studii și cercetări despre felul în care dormim, cât, cum, pe ce parte. Ei bine, confruntați cu atât de multe informații, avem adesea îndoieli vis-a-vis de modul corect pe care să-l abordăm ca să avem un somn odihnitor. Haideți să vedem ce este mit și ce este realitate. Deci se propun să dormi de acum încolo. Se spune că atunci când doi oameni îți spun că ești beat, te duci și te culci. Exact. Asta se spune în cultura populară românească, da.
Eu la m-am noi dus, aici, m-am culcat. La matinal, nu e așa. Dacă ți-e somn, nu te duci să te culci. Stai aici și vezi marou violet. Îl vezi viciniu. Eu m-am dus, m-am culcat, m-am trezit la loc, am băut și o cafea. Mi s-au arătat ce înseamnă viciniu, ce înseamnă maro. Dar tu parcă nu sunt convins. Nu, e clar, ai probleme, trebuie să te duci la doctor, la un psihiatru, la ceva, faci niște terapie. La oftalmolog, domnule, la psihiatru, la ochi. Nu că tu la un profesor lasă... de scriptură de artă și să zică el ce nuanțe este. Ce spuneți? Bă, Diana, hai să nu intrăm, că dacă intrăm să luăm toate culorile pământului și o să vezi câte nuanțe de griuri există, o să spui nu se poate așa ceva. Dacă e să luăm o alb mai mult cu o picătură mică de negru, asta se poate face verde. Știu, măi, dar în concluzie, despre ce vorbim? Și putem să trecem mai departe. Eu dacă îți sper ceva, ca să concluzionăm, eu sper că voi crea un trend global și vă rog ajutați-mă. Hai să creăm un trend global exact cum a fost acela cu rochia aia celebră. Da. A ajuns în studii. De psihologie și o să ajungi în studii tu cu căpșorul tău frumos, băiatul care vede maro în loc de vișiniu. Pardon, vișiniu în loc de maro. Corect! Asta a spus. Singurul care crede că poartă maro, dar e vișiniu. Ai greșit-o. Ai greșit-o. Ai zis-o. Hai, lăsați-o așa și să vorbim despre adevărate dive. Are muzicii românești, care din nefericire sunt singure, dar nu chiar atât de singure, dar vedem mai bine chiar acum. Dar chiar dacă în prezent este o femeie singură, Carmen Minune nu este niciodată neajutorată. Vedem chiar acum cine o susține pe fiica lui Adi Minune în fiecare zi. Dragilor, de mai bine de o lună încoace aici la Modern Matinal, nu mai căutăm doar evenimente și locuri frumoase pe care să vi le recomandăm, ci căutăm și frumoase povești de viață. Povești de viață ale românilor care au decis de mult timp să părăsească această țară, dar rămân împreună cu noi chiar și departe unde sunt ei. O astfel de persoană este următoarea noastră invitată, care se află în acest moment în legătură Skype alături de noi, Cristina Ilie, direct din Bordeaux, o femeie din România, exact cum am spus, cu o poveste minunată de viață și am plăcerea să-ți spun bună dimineața și să-ți mulțumesc că ești alături de noi, Cristina. Bună dimineața, Bata. Ne auzi, Cristina? Da, vă aud chiar foarte bine. Cristina, sunt foarte curios să-ți aflăm cu toții povestea de viață. Eu am aflat doar câteva frânturi din ea, cum ar fi faptul că încă din 2002 ai decis să părăsești România pentru Franța. Știu că acolo ai făcut niște lucruri minunate, atât pentru comunitatea de români din Paris inițial, mai apoi din Bordeaux, cât și chiar pentru populația franceză, care s-a îndrăgostit de mâncarea românească odată cu restaurantele deschise și manageria de tine. Corect? Foarte corect. Exact așa s-a și întâmplat din 2002 până acum. Exact asta a fost parcursul meu. Am făcut numai să gătesc. Ți-a plăcut să gătești? Sau da, foarte mult. Ți-a plăcut foarte mult să gătești, dar cum ai luat decizia să pleci din România și să încerci asta peste hotare? Să le arăți, spre exemplu, și francezilor, iată, ce înseamnă bucătăria și gastronomia românească? Inițial nu asta am vrut să fac când am plecat în 2002, nu asta exact am vrut să fac, numai că, în primul rând, nu vorbeam limba, vorbeam numai engleză. Și meseria în care am putut să încep să lucrez, să câștig bani, a fost restaurația, fiindcă în România asta făceam pe malul mării vara. Și inițial nu asta am vrut să fac, niciodată nu m-am gândit când eram mai mică că o să devin bucătăreasă sau că o să devin patroană de restaurant. În schimb, viața a fost făcută de asemenea natură că... În primul rând am început să lucrez în restaurație, în sală și cu timpul am devenit bucătăreasă și m-am gândit că ar fi mai bine să intru în bucătărie decât în sală. Sunt foarte curioasă, Cristina, cum ai reușit să-ți creezi tu 3 restaurante? Acesta este al patrulea. Vorbim imediat și de restaurantul din Bordeaux, care nu cred că s-ar putea numi doar un restaurant, este un conac, este un chateau, cum le place lor să spună. Unde locuiești, încât am înțeles. Adică tu și lucrezi acolo, dar și locuiești în el. Da,
Da. Cum am făcut este că primul restaurant, de fapt, una să-mi găsesc cuvintele și doi să le organizez cum trebuie. Într-adevăr, de foarte multe ori am avut curaj să fac unele lucruri și am învățat în limba franceză că în cuvântul curaj există nebunie, adică și un pic de nebunie și în curaj există nebunie. Ei, primul restaurant a fost cel mai curajos, fiindcă aveam puțin bani în care nu mi-ajungeau să deschid un adevărat restaurant. În schimb, să pot să iau un local în care să fac un restaurant, mi-ajungeau bănuții și am fost două persoane, eram doi asociați, în care am transformat un local, un local în care, un depozit, de fapt, în restaurant și în 4 luni de zile am deschis un restaurant specific românesc în Paris. Și Cristina, și dacă nu mă înșel. Cum? Pe numele lui. Chef Cristina este numele restaurantului despre care vorbim. Restaurant pe care am înțeles că l-ai manageriat timp de 6 ani a fost, a fost deschis, până când ai luat hotărârea să părăsești capitala Franței pentru la țară, să spunem așa, pentru zona din Bordeaux, Chef nu? Cristina, nu. Chef Cristina a durat 6 ani de zile, după care am făcut al doilea restaurant, care și el a fost în Paris, în 18 la arrondissement. Și între astea două restaurante, aici am decizia să mă formez în bucătărie. Să devin, de fapt să fac și mâncare franțuzească, nu numai românească. Și mâncarea franțuzească nu puteam să o fac numai așa. A trebuit neapărat să mă duc să mă formez, în primul rând, în patiserie și după aia în bucătărie. Cristina, noi știm foarte bine că tu când ai debutat, te pricepeai foarte bine la sarmale, la plăcintă dobrogeană, deci știai foarte bine să gătești românește, să spun așa. Odată ce ai ajuns în Franța, știm că înainte să vorbești limba, i-ai cucerit cu sarmalele tale senzaționale și mă întreb acum ce se găsește în meniurile restaurantelor tale. Încă te inspiri din bucătăria românească, gătești exclusiv franțuzește sau cam ce fel de preparate ai tu? Din păcate, nu mă mai inspir din bucătăria românească și gătesc numai 100% franțuzesc, tradițional franțuzesc, bucătăria veche franțuzească, fiindcă asta îmi place mie cel mai mult, în primul și în primul rând. Întrebarea asta mi s-a pus de foarte multe ori, de ce bucătărie tradițională franțuzească, fiindcă asta îmi place cel mai mult. Și mai special, mâncarea dintr-o braserie franțuzească, unde găsim produsele și mai tradițional mai vechi, ci nu neapărat enorm de transformate. Produsele pe care le luăm noi sunt, pe care le facem, de fapt, produsul fără al restaurantului. În intrare este foie gras, ficatul de rață, și în plas sunt momițele de vițel și cochiajul Saint-Jacques, noua de Saint-Jacques. Așa, deci acestea sunt câteva preparate tradiționale. Chiar voiam să te rog să ne enumeri câteva ca să înțelegem și noi cam ce înseamnă bucătăria tradițională franțuzească. Și mai mult, să mai enumer mai multe. Noi gătesc mult pește și carne, dar mai mult pește, și din carne produsul pe care nu pot să-l dau jos, fiindcă cred că dacă îl dau într-o zi jos, acest restaurant unde suntem acum, la Miorai, n-ar mai exista, sunt momițele de vițel. Momițele de vițel gătite cu morie, cu ciuperci franțuzești, da. Da. Spune-mi, te rog frumos, Cristina, ai lăsat până la urmă capitala Franței și te-ai mutat în Bordeaux. De ce? Cum? De ce? În primul și în primul rând, al treilea restaurant se găsea în comuna Montreuil, în orașul Montreuil. E un oraș foarte mare, de 100.000 de oameni, drăguți, dar munceam foarte mult și eram într-o clădire asociată la alte clădiri foarte gri. Exact subiectul pe care l-ați avut voi înainte de culori. Și mă săturasem de gri și de betoane și de muncă, munca asta foarte multă din acest oraș. Și am avut un mare chef de verdeață. Și verdeața ai și găsit-o într-un conac din anii 1800. Da. Nu știu data exactă, anul exact, dar din acea perioadă.
Deci, da. Pe care l-am transformat în restaurant, cealaltă parte a... O clădire din această proprietate pe care am transformat-o în restaurant. N-am terminat să vă răspund la întrebarea cu de ce am plecat, fiindcă am avut chef de spațiu și de verdeață. Nu vreau să mai locuiesc în betoane, în această... că era Paris, că era... Paris nu, fiindcă nu locuiam în Paris exact în acești ani 2018. Și de Montreuil nu mai aveam chef să mai lucrez în acest oraș. Cristina, îți mulțumim. Îți mulțumim tare, tare mult și eu trăiesc cu dorința că la un moment dat ne vom și întâlni acolo în Franța, în Bordeaux. Nu este chiar atât de departe, mi se pare că ai o poveste de viață minunată și sper ca și tu să te gândești într-o bună zi să te reîntorci și acasă în România. Mulțumim foarte mult că ai fost alături de noi! Da, iată cum poți crește, și asta spun de fiecare dată când avem această rubrică și când întâlnim astfel de oameni, iată cum poți crește într-o altă țară, într-un alt mediu, chiar într-o țară care de foarte multe ori nu ne-a plăcut foarte tare, vorbesc de Franța, pe noi ca populație, pe noi ca nație, ca români. Și totuși, iată că în momentul în care mergi și muncești și creezi acolo, și pentru ei, pentru francezi, nu doar că ești acceptat, ești și iubit. De acea țară, de Franța. Îți imaginezi că e greu să ai un restaurant la noi, apoi trei, la noi în țară mă refer, dar să te duci în Franța și să-ți faci un imperiu oarecum al tău. Da, dar eu propun să rămânem pe meleagurile noastre și să vorbim despre eleganța tradițională care a fost la ea acasă aseară la Timișoara Fashion Week. Pe un podium strălucitor au defilat nu doar designeri consacrați, ci și două artiste îndrăgite de folclor, Vlăduța Lupău și Olguța Berbec, care au adus frumusețea portului popular românesc în lumina reflectoarelor. Cum au reușit aceste vedete să îmbine tradiția cu moda contemporană, vedem și noi în materialul următor. Superb! Ei, da. Ei bine, și au fost momente emoționante pentru noi românii și cu această emoție în suflet și în minte mergem și noi către o scurtă pauză de publicitate, dragilor! Am revenit, bună dimineața, alături de... Bună dimineața, dragii mei, telespectatori, sunteți aici alături de noi cam fiecare zi, de luni până vineri, eu, minunata, colega mea superbă și domnul plictisitor. Mutulică, în momentul ăsta mutulică. Iubit. De ce, doamne, nu m-am plictisit? Iubit. Nu m-am plictisit. Colino, micul, Colino, lulu. Are un moment așa de înduioșare, Meda. Eu nu mai pot cu... Cu fetele astea, zic. Dar nu e prima oară când tot ne spui că, aolo, nu mai suport cu astea două. Da. Nu mai vreau. Dacă greu și fără, cum ar fi să lipsim într-o zi, Meda? Să-l lăsăm singur, singurel, pe plata, vreți să încercăm, pe insula ta. Vreți să încercăm vreo să... Ce, că ăsta ar fi fericit, nu-i face o astfel de... Da, nu cred. Da. O să-mi gestionez eu. E un avânt, așa. Gândurile, ideile, să stau liniștit eu cu mine. Da. Nu o să se întâmple, dragilor. Nu-i face o astfel de bucurie, eu zic sincer. Da, am ghinion, că tot am început ziua cu ghinioane și cu vineri 13. Da, ai pe una născută vineri 13, ce-i? Logică e ghinion, ți-am spus. Eu nu o să fiu de acum încolo norocul tău, ci ghinionul tău. Da, corect. Într-adevăr, dragilor, propun să discutăm în acest momentel de știri și informații despre un artist care ne-a povestit despre viața lui privată, dar și profesională. Ștefan Stan jonglează între cariera muzicală din România, dar și rolul de tată. Deși cele două fetițe ale sale locuiesc în Germania alături de mama lor, el rămâne un părinte extrem de dedicat. Artistul a vorbit în exclusivitate pentru Metropola TV despre relația cu micuțele sale, de care este extrem de mândru. Iar un alt motiv de mândrie pe care îl are și ne l-a dezvăluit și nouă, este noua sa piesă proaspăt lansată. Mamă, wow. vorbe de duh. Wow. Așa în final de material de la Ștefan Stan. Cam da. Grele vorbe. După ușa aia, nimeni nu dă doi bani pe tine, în afară de mine. În afară de... Da. Vorbe grele, un videoclip provocator, că a fost întrebat. Ca el. A și fost întrebat despre ce e vorba în piesa asta și în clipul ăsta. Arătați-mi și noi niște imagini. Despre a face dragoste, corect. Da. Ne facem, că ne facem, param, pam, 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 pam. Trecând peste. Vorbim și despre oameni foarte importanți, oameni artiști mari, care fac lucruri și mai mari.
Cred că nu e om să nu fie auzit de acte. El, dacă stăteam să mă întreb acum. Cred că toată lumea știe de el. Și nu doar pe plan muzical, vorbim de lucruri mărețe, acte frumoase, mărețe. Am putea mărețe. Spune că este un supererou? Poate, o mare un supererou fără capă. Zilelor noastre. Fără capă și nici nu-și poartă chiloții peste pantaloni. Nu, și nici nu are nevoie de așa ceva. Jon Bon Jovi a mai făcut o faptă bună. După cum se știe, muzicianul face de zeci de ani opere de caritate, susține cantine și construiește adăposturi pentru cei nevoiași, fiind implicat în numeroase acțiuni filantropice. De data aceasta, Bon Jovi a salvat de la sinucidere o femeie care era pe punctul de a sări de pe un pod din Nashville. Felicitări pentru alegerea piesei foarte inspirate, în primul rând, It's My Life. Da, știu, It's Her Life, până la urmă. Implicare. Da, It's Her Life și Jon Bon Jovi a contribuit la Her Life, nu doar cu această piesă, ci și cu salvarea. El este un suflet atât de mare, nici n-am cuvinte să vorbesc la superlativ. Văd că te-ai emoționat destul. Da, m-am emoționat, Bogdan, și vrei să spun de ce? Sunt extrem de puțini artiști de la Hollywood care și-ar asuma, nu? Să facă așa. Care fac astfel de gesturi. Nu, da, încep să-i numeri pe degete. Cine se ocupă, cine are astfel de face opere de caritate, cine are acțiuni filantropice, sunt foarte puțini. Sunt convins că nu, okay, aici dacă vrei consumă în viața lor, că evenimentele lor uită cumva de oamenii de rând. Nu, uită de unde au plecat, Diana. Asta e că am vrut să zic, că li se urcă ușor la cap, dar am zis să evit să zic așa. Sunt convins că că astfel de artiști de la Hollywood, cântăreți, actori și așa mai departe, fac gesturi. Poate unii chiar din dragoste, alții poate doar de ochii presei și mass media fac acțiuni caritabile. Nu știu câți oare ar fi în stare chiar să-și asume viața unui om astfel. Pentru că aici n-a fost vorba de o acțiune filantropică, n-a dat bani. Nu. Aici a venit să încerce să vorbească cu așcarolul, nu salvatorului, negociatorului. Mm-hmm. Îți dai seama da, că înțeleg ce zici tu, că putea să riște foarte mult, că nu știa ce reacție poate stârni în respectiva doamnă, dar poate că el, conștient de imaginea lui și de impactul pe care îl poate avea, cumva cu asta a mers înainte și a sperat că o poate convinge. Exact. Nu decât un om de rând. Uite, da, noi oamenii de rând, oare că câți am fi făcut treaba asta, câți am fi încercat, poate nici n-ar fi fost indicat să încercăm să o salvăm pe acea femeie, pentru că cine știe, poate am fi spus ceva greșit, da, dar pentru că n-avem experiență fost, și se arunca. Nu știu cât s-ar fi băgat. Nu știu câtă experiență are Jon Bon Jovi în așa ceva, dar nu, dar este Jon Bon Jovi. Dar este Jon Bon Jovi. E Jon Bon Jovi rockerul și da, și eu vreau să fiu salvată de el. Și conștient de asta. A contribuit foarte mult impactul pe care el însuși l-ar fi avut. L-a dat, da. Da. Da, și să mergem și noi mai departe. Să ne revenim un pic. Am vorbit de vedetele lor, bineînțeles ne întoarcem și la vedetele noastre, că așa ne place, să ținem echilibru. Pentru a fi mereu strălucitoare în lumina reflectoarelor, vedetele noastre apelează adeseori la tratamente cosmetice. Octavia Geamănu, Ana, dar și prezentatorii noștri de la Monden Alert, Andreea Frățiră și Florin Burescu, au dat cărțile pe față și ne-au spus secretele lor pentru a avea un ten impecabil. Florin, neapărat! Azi când ne vedem, ce-i cu tratamentul ăsta vampir? Vampir, domne, vampir, domne. Eu sunt de vampir. Domne, ce referință fină, culturală. Da. Eu vreau la vampir. Vrea vampir, eu vreau la Dermapen, că și mie îmi place. Mergem o dată dacă vrei. Este chiar foarte bun, eficient. Da? Da. Deci cum e asta cu vampirul, băi, nene? Să reția sânge și ce îți face cu ea? Cu deci sânge, am cu el, nevoie cu de un paic, se bagă un paic. Păi nu, mai întâi ți-a sângele. Păi da, așa, le bagi paiul și... ia sângele. Nu așa și se suge a zis sângele. Că îl introduce într-o altă parte a feței sau și cum ce se face? Eu știu că asta cu sângele, este un tratament de împrospătare, cine știe. Bun, eu știu că ăsta cu sângele, luatul sângelui dintr-o parte și injectat în altă parte, este un tratament mai ales pentru anumite erupții pe corp. Sunt tot felul de ciuperci, ca să le zicem așa, care apar și ele trec numai dacă te injectezi cu propriul sânge. Da, asta știu mai bine, dermatologii, nu eu. Și aparent și Florin. Păi da, Florin. Apar, n-am tineresc. Internet să vedem care treaba. Vreau să știu dacă se ridică, dacă bag și eu niște sânge de la meu.
Nu facem noi o convorbire telefonică cu Florin să-l întrebăm că... cum ar fi să-l sunăm chiar acum? Elena, n-avem cum să-l sunăm pe Florin să ne zică și nouă cum e cu asta cu vampirul, că doar din interviu de la eveniment n-am înțeles. Poate-l găsim chiar în intervenție. Asta mă interesează. Eu cred că acum, Bogdan, nu putem să-l sunăm pentru că este în ritualul de îngrijire cu vampirul. Poate să cu castraveții pe ochi, omul și să-l liniști pe spate. Castraveții pe ochi, sângele, sânge. Eu și un tratament cu sânge care este pe toate rețelele sociale. Diana, tu știi, dar nu vorbim despre el. Ferește, nu vreau să... A, nu știi, n-ai văzut? Vai de mine, trebuie să-ți povestesc. Sau să-i arăți direct mai bine. Da, să-mi zici, îmi povestești. Iar e altă mai dată. Ales, e foarte bun pentru bărbați, Bogdan. Tratamentul ăsta cu sânge... Sangre, no, cum vrei tu. Vorba lui Shakespeare. Un bărbat mânjit cu sânge este mai valoros decât un împodobit cu aur. Așa că haideți de acum acolo să... Da. A zis-o. Abia aștept să aflu despre ce este vorba și să vedem cu ce mergem și mai departe. Păi cu ce mergem mai departe? Vorbim despre o doamnă care divorțează de ea însăși. Că s-a măritat cu ea. Ea n-a vrut bărbat. Mi se pare ciudat, rău de tot, nu? Sunt de ajuns pentru mine însă. Ei bine, dragilor, hai să avem o poveste atipică ce a creat vâlvă în mediul online. O femeie care s-a căsătorit cu ea însăși vrea acum, atenție, să divorțeze. Care sunt motivele? Aflăm imediat. Băi, oameni, i-ați văzut fața? Băi, i-ați văzut fața? Băi, este varianta proastă a lui Mariah Carey. Cine, fata asta? Da. Care s-a căsătorit cu ea însăși și a divorțat? O disperare. Ce mai fac oamenii pentru popularitate? Da, uitați chiar aici. Popularitate este acest trend nebun, rău de tot, cum dar că tot poți face orice, poți fi popular. Oricine, te poți identifica ca orice, poți să te căsătorești cu tine însuți, să divorțezi de tine însuți. Avem și exemple. Cineva care s-a căsătorit cu nu e fel. mi s-a spus o povestioară de dimineață când vorbeam despre această știre și anume o persoană, o fată din un bărbat din Paris, în Franța, da, din Paris, care era în nu știu ce muzeu, nu contează unde, și era cu aparatul lui foto, da, atenție, și filma, el neavând voie să filmeze. A venit o doamnă și a zis, opriți camera aia că n-aveți voie să filmați, aici scrie pe toți pereții, e peste tot. Păi nu, că asta nu e o cameră de filmat, este soția mea. Soția mea se identifică ca și cameră de filmat. Este soția mea și ăla e artist atunci. Nu știu ce să spun. Pardon. Pardone-mă atunci. Continuați. Dar noi proști, Bogdan. Noi proști. Păi da, tu îți dai seama cât de departe putem ajunge. Tu realizezi? Trebuie să ne începem și noi să ne schimbăm orientările astea. Că noi am rămas astea. În trebuie urmă, fim... da, vorba ta, noi suntem mai aproști în situația asta. Voi ce sunteți, dragilor? Eu mă identific cu o repăriță nebună. Da? Pam, param, pam, param, pam, 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 pam. Și dacă tot am zis de repărițe, Cardi B a născut cel de-al treilea copil al ei cu rapperul Offset și a dat vestea printr-o postare emoționantă. Cardi, mămica, a treia oară, asta că a declarat acum câteva luni bune, zice, nu mai gata, mă opresc la doi. Mă opresc, n-am făcut copii, iată, nu are limite, nu se oprește. Nu se oprește, dar fiți atenți, Offset nu are numai pe ăștia trei. El a scos în urmă cu câțiva anișori, când ea tocmai a născut pe Culture, pe prima ei fetiță, a scos albumul Father of Four. Și din patru au ajuns șase, deci e foarte muncitor acest Offset. Dar uite cine a citit autobiografia lui... Nu, mie îmi place foarte mult de Cardi B, chiar o apreciez foarte tare și îmi place faptul că se luptă... bine, știm cu toții problemele ei cu Offset și faptul că na, el se cam împrăștie. Eu știu doar eu despre asta Cardi B. Dar de toate incidentele din cultura dar din Cardi nu are degeaba unghiile puse și știe să zgârie pe fața. Da, absolut. Eu despre Cardi B știu acel moment acum nu foarte mult timp, vreo jumătate de an maxim, la un concert cânta. A devenit moda asta dubioasă rău de tot în care arunci cu chestii, dacă nu-ți place de vedet, arunci cu chestii în el. Cineva din public asta a aruncat cu pahar. Asta Bogdan, ne întoarcem la renaștere și vedem roșiile și roșiile. Ce? Un pahar de plastic, n-are importanță, o bere. Nu contează. În schimb, Cardi B, foarte pe fază, nu? Foarte pe fază, a văzut cine a dat în public. Era prin rândul 1, rândul 2. Da. Și cu microfonul. Păi, imaginați cât e un microfon, că aduc acum un microfon. E greu.
Jap! Și-a avut capul. I-a spart capul! Păi, dar ce vrei? Stai puțin, vorbim de o fostă stripăriță, Bogdan! Și-a dat din 2 metri, cât e între noi doi acum, nici în 2 metri. Bogdan, vorbim despre o fostă stripăriță care a copilărit în New York, în The Bronx, unde acolo, dacă nu știi să dai, nu reușești și nu faci nimic în viața ta. Despre ce vorbim? Da, e momentul ăsta, îl căutăm și noi acum, în scurta pauză de publicitate. Da, urmează să o luăm, să vedem exact care a fost aruncarea asta și cum i-a spart capul, domnule, că pare un adevărat eveniment despre care nu știam. Absolut. Dragilor, revenim imediat după o scurtă pauză. Dragii mei, astăzi vom vorbi despre o emisiune cu adolescenți și despre adolescenți, ce va începe duminică aici la Metropola TV de la ora 10 dimineața, ce se intitulează 14-18. Și alături de noi sunt minunatele prezentatoare Andra și Charlene. Bună dimineața, fetelor! Bună dimineața! Atât de tinere! Uite, vezi ce face generația asta tânără, Bogdan? Da. O să rămânem bătrâni și ne ajutorați, dar bine că existați voi, fetelor. Liniștește-te că ele îți plătesc pensia, calmează-te. Dar așa e, păi bravo, da. Foarte bine ai punctat. Bună dimineața, fetelor, ce faceți? Bună dimineața. Ce să facem? Am venit pe la voi. Ați venit pe la noi și ați venit și cu ceva frumos tare de tot, am auzit. Da. Un proiect tare, tare mișto. O emisiune nouă despre adolescenți, cu voi adolescente, o emisiune tipul magazin? Da. Ia spuneți-ne, ce vorbiți voi acolo, ce faceți voi acolo? Păi, în primul episod o să facem mai multe activități și încercăm să le dăm sfaturi cum să nu mai stea pe telefon și ia uite ce puteți să faceți, că viața este frumoasă și fără telefon. Și stai că acum sunt curioasă. Nu, lasă-mă. Te rog, nu, că am nevoie. Vreau să știu dacă stă pe telefon. Păi, asta este. Cine nu stă pe telefon? V-am prins! Adică voi mințiți poporul cu televizor. Recunosc, aici stă. E lipită mine, n-am ce să fac. După noi, despre ce vorbim. Da, na, poftim. Da. A trebuit să stăm pe cealaltă. Uite, vezi, trebuie să ne uităm neapărat duminică de la 10 să vedem cum trebuie să ne dezlipim de acest telefon. Mm-hmm. Ia spune-ne, Charlene. Păi, în primul rând, lasă telefonul. Adevărat. Să lăsăm la încărcat. Da, da, ce se întâmplă, Charlene? Ce se întâmplă când nu poți să-l lași, că e lipit? Te lipit de mână, uite, stă așa. Ce putem încerc face? Să las și, uite, nu cad. Ce putem face? Cu ce ne putem ocupa timpul? Păi, poți să-ți folosești telefonul, să-ți scrii, să vorbești cu prietenii la telefon, hai să ieșim în parc, să ne plimbăm, să mergem cu bicicleta, să, nu știu, să mergem să ne cățărăm prin copaci, să mergem cu bicicleta prin pădure. Nu știu, adică sunt atât de multe activități. Și noi decidem să stăm pe telefon, mi se pare. Și pierdem timp aiurea. Și trece viața pe lângă noi. Da. Și ne pierdem copilăria. Nu am făcut nimic, corect? Exact. Ce bine că am trăit pe vremurile... Pe vremurile mele. De fapt, telefonul nu făcea mare lucru și n-aveam de ales, ieșeam afară și ne cățăram în copaci. Și ce alte subiecte veți mai atinge, fetelor? Despre ce veți mai vorbi? Păi, noi vrem să aducem artiști și vloggeri renumiți, să facem interviuri, da, și să mergem la evenimente și la festivaluri și să facem așa un update pentru toți adolescenții. Deci mergeți pe teren și luați pulsul de la fața locului. Da. De exemplu, le-am luat interviuri adolescenților de vârsta noastră, am mers prin centru vechi și i-am întrebat diferite întrebări pe care o să le vedeți când apare materialul. Și ați avut parte de ceva răspunsuri surprinzătoare la care nu vă așteptați? Dați-ne o situație, poate ați pus o întrebare și nu vă așteptați așa răspuns. Păi a fost o fată care a zis că se duce la muzeu cu prietenii rar mai găsești. Andra, care sunt activitățile tale preferate? Ce face o adolescentă de vârsta ta care nu stă pe telefon? Ce îi place să, ei să facă? Păi, de exemplu, sincer, mie îmi place să merg la shopping. Normal! Normal! Cum să nu-ți placă așa ceva? Scumpă-me, tata viitoare, dă și mie un telefon. Vine și baba cu tine. Foarte bine. Să facem și acolo niște cumpărături. Mai văd și o să mă mai îmbrac și o ca mai tânăr, așa că prea... Nu? Ai auzit, Violeta, ai pierdut-o. Dar dacă nu e shopping, totuși, hai să vedem și ceva mai dinamic. Uite, eu, sincer, eu shoppingul nu-l consider neapărat extrem de dinamic. Toată lumea o să mă contrazică și o să-mi sară în cap, corect?
Da, exact, da. Dar eu nu-l consider așa. Ce altceva? Mulți se relaxează, chiar se destind, chiar din furioși devin, nu știu, destinși. Eu din furios, numai când ajung acolo devin și mai furios când o stau o oră. Mai bătrân, tău, mai ți-a zis-o, Bogdan, te-a nenorocit. Așa este, bravo, Andra, foarte bine. Doamne, m-a făcut bătrân. Da, spuneți voi, fetelor. Păi, de exemplu, eu mă mai avărăm la sală cu el, că el oricum vrea să slăbească și eu vreau să mai pun masă musculară și ne potrivim. Okay. Asta vine odată și cu trecerea timpului, să te mai maturizezi un pic. Da, da, normal. Păi și când vine weekendul, unde ieșiți? Cum vă distrați? La o terasă, cu prietenii. Da, cu prietenii. Așa deci... de cum mai la o petrecere. Unde? Da. Păi de obicei noi mergem, de exemplu, ultima dată am fost la ziua unei fete și ne-am strâns toți la o casă, la o fată, unde nu erau ei acasă și am făcut petrecere. A, deci petrecere acasă, încă se poartă. Deci încă se poartă treaba asta cu petrecerile. Astea sunt cele mai bune, strâns și tu câțiva oameni cu care te înțelegi, noi ultima dată am fost vreo 20 și iese mai bine decât dacă te duci în club, de exemplu, să te urmărească nu știu cine sau să se întâmple alte chestii. Noi nu ne strângeam 20, băi, frate. Asta e, adică nu reușeam. Curioasă legată de emisiune. Am văzut că voi urmează să mergeți prin festivaluri, prin culisele teatrelor, greșesc? Și cum faceți voi asta? Păi, ne ajută Violeta. Da. Mulțumim foarte mult. Mulțumim, Violeta. Violeta este și producătoarea emisiunii 14-18 pe care o veți putea vedea în acest weekend, începând din acest weekend, corect? Da. Și ce faceți voi mai exact acolo? Luați interviu artiștilor, asistați la repetiții? Luăm interviuri, stăm și la repetiții, am face orice, să se uite lumea și să se bucure, să ne vadă și să aibă niște sfaturi din partea noastră. Dar văd că voi ați fost și la un hairstylist? Dar nu le vezi, nu? Văd că... Nu, dar adică... Și la stilist, au fost și la make-up artist, au fost peste tot. Ne învățați și trucuri sau cum? Cum? Ce faceți? Urmează. Încă nu am fost. Momentan așa că așteaptă. De televizoare să vedem, că asta mă interesează. Răbdare, dar știu, deci... fetelor, știu că voi nu sunteți în formulă completă în momentul ăsta. Lipsește cineva, lipsește Delia. Delia locuiește în Ploiești și... Nu știu, eu apreciez că face efortul ăsta să vină din Ploiești, da, să vină la filmări și da, vreau să-i urez o zi plăcută astăzi. Se duc un fel de Powerpuff Girls, voi, Powerpuff Girls contemporane. Da. Fetelor. Fetelor, sunteți minunate, de-abia așteptăm să vă vedem duminică de la ora 10 aici pe Metropola TV la emisiunea 14-18 și succes în continuare. Mulțumim. Aveți numai cifre senzaționale aici la Metropola TV. Mulțumim tare mult, fetelor. Dragilor, propun să mergem și noi puțin mai departe pentru că este și prilej de sărbătoare ce urmează să se întâmple aici la Mondel Matinal, pentru că noi împreună vom sărbători aici Ziua Pompierilor, iar alături de noi, bineînțeles, avem și invitați cu care să sărbătorim. Adela Mihaela Balea este alături de noi, dar și Liviu Negoescu, pe care îi invităm chiar acum în platou. Adela Mihaela Balea, ex-inspector pentru prevenirea incendiilor, cât și Liviu Negoescu, colonel în retragere din cadrul Brigăzii de Pompieri ai Capitalei. Bună dimineața și vă mulțumim că sunteți alături de noi. Bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit! Exact cum am început acest moment, este prilej de sărbătoare, pentru că sărbătorim poate una dintre cele mai nobile profesii, poate una dintre cele mai periculoase profesii, și anume cea a pompierilor. Și o să vă dau cuvântul. Da, dacă îmi permiteți să încep cu un mic, cu o mică introducere vis-a-vis de o scurtă istorie a pompierilor. Vă rog. Ca și formațiune, ca să zic așa, a fost înființată în 1835 la Iași, a fost prima de către domnitorul Sturza și se numea Roata de Pojornici. Roata de Pojornici, iar în 1844 domnitorul Bibescu a înființat și la București Roata de Pompieri. A fost ulterior construit foișorul de foc, care la vremea aceea era în mijlocul Bucureștiului, tocmai ca și turn de observare a incendiilor.
După care, începând cu secolul 20, deja au început clădirile înalte și a rămas în formă de muzeu, cum se găsește și astăzi. Și Adela, dacă îmi permiți, nu trebuie să omitem faptul că astăzi se inaugurează Muzeul Pompierilor în același foișor de foc, renovat, echipat, vopsit, aranjat. Da, da, știu și te-am lăsat pe tine, ca să spui, având în vedere faptul că tu ai fost cu partea de stingere. Deci eu am fost cu prevenirea, eu n-am fost cadru militar, dar așa ca și cadru civil, vis-a-vis de operațiunile pompieristice, care sunt de intervenție operative și de prevenire, eu sunt prima femeie pompier. Asta voiam, ceea ce voiam să punctez, într-adevăr, pe prevenire, nu pe operativ, dar prima femeie pompier din, din România. Da. Exact, pentru că, mă rog, se considera că era o profesie strict pentru partea masculină, pentru bărbați. E foarte adevărat că și cere și o pregătire și fizică, așa. Eu sunt așa mai puțin dotată fizic, dar oricum nu puteam să mă duc fără o școală militară adecvată. Cu toate că pe timpul celor 11 ani cât am activat, am participat la pregătirea aceea lunară. Vreau să spun că eu de profesie sunt inginer chimist și am avut ca și obiective de apărat, ca să zic așa, platforma chimică Șulea, pe vremea când actualmente Teodor Paladi. Ieșirea spre A2, spre autostrada Soarelui, spre Mare. Exact. Da. Erau 10 sau 12 întreprinderi chimice, care mai de care mai periculoasă, având în vedere că, dacă vă aduceți aminte sau dacă vă uitați prin Wikipedia sau ceva, în 1978 la fabrica de medicamente a explodat o cisternă de amoniac și a fost afectat chiar cartierul Titan. Care, da, exact, Titan. Sectorul 3. Da. Vreau să spun că erau niște condiții foarte drastice la vremea aceea. Vorbesc de vremea de dinainte de Revoluție, când efectiv, ca și responsabil de obiectiv, aveai niște responsabilități foarte stricte. Adică dacă aveam un incendiu și nu aveam măsuri luate de prevenire, cum să se remedieze anumite chestii, nu te băga la neglijență în serviciu. Pur și simplu te acuzat de suminarea economiei naționale și vreo 25 de ani plecai pitit pe undeva, dar nu mai vedeai lumina zilei. Am avut așa ceva, numai că aveam măsură și ce să vă zic. Prevenție. Da, ce să vă zic, că procurorul m-am întâlnit după niște zeci de ani și i-am spus, domnul procuror, zic, dar dumneavoastră erați așa de supărat, atunci zice, dacă avem mandatul de arestare în buzunar, să te arestez dacă n-aveai. Eu aș dori să mă îndrept un pic și către domnul Negoescu. Sunt convins că, în ce voi spune acum, mulți copii se regăsesc sau pe vremea când erau copii s-ar regăsi cu siguranță. Și anume, eu când eram copil, când eram foarte mic, îmi doream să devin pompier. Fără a ști ce implică, ce ar trebui să fac, dar nu știu dacă era mașina mare de pompieri, dacă era adrenalina salvării vieților omenești prin stingerea incendiilor, mă pasiona când eram mic. Mi-aș fi dorit să atunci să fi putut sta de vorbă cu cineva care să-mi explice exact ce înseamnă munca din teren, munca unui pompier. Și acum, iată, am ocazia, după ceva timp, după cam mult timp, ce-i drept, dar am ocazia alături de noastră. Vreau să spun că nu este simplu, este extraordinar de complicat, chiar dacă atunci când activam, nu existau structuri cum e SMURD-ul acum și, știu eu, dotările respective, avioane, elicopter, drone, roboți. Gândiți-vă că toate lucrurile astea le făceam cu mâna. Și nu cu profesioniști, ci cu foștii militari în termen, care erau tineri așa ca dumneavoastră, veniți pentru un an și 6 luni pentru a satisface stagiul militar într-o profesie extraordinar de periculoasă. Nici noi nu eram foarte, știu eu, comozi cu ce se întâmpla în cadrul intervențiilor, dar pe lângă asta, pe lângă viața noastră, trebuia să avem grijă și de viața
militarilor cu care lucram, pentru că ei, după un an și șase luni, trebuia să se întoarcă acasă, întregi și îndevătămați. Erau foarte complicate intervențiile. În ultimii ani, înainte de Revoluție, condițiile economice erau foarte proaste. Nu existau materiale de protecție de genul celor folosite acum de colegii mei. Nu știam nimic de aparate de respirat cu oxigen sau cu aer comprimat. Nu era decât clasica mască de război la care atașeam mai multe filtre ca să fim cât de cât protejați. Iar concepția era, prima dată intră în foc ofițerul, după aceea militarul. Asta era lege. Practic vă aruncați, ca să fac un scurt rezumat din ce am înțeles eu, vă aruncați practic în mijlocul incendiului cu ce da. Puteați, cu o inimă foarte, foarte bravă și cu dorința de a salva practic situația. Asta se întâmpla pe acea vreme. Vă mai spun un secret pentru București, nu știu pentru alte localități cum era. După începerea construcției noului centru civic și a Casei Poporului, nu mai știa nimeni care și pe unde este rețeaua de hidranți cu care trebuia să-ți alimentezi autospecial. Ce sfat i-ați da unui tânăr, să spunem, de 18 ani, care tocmai a împlinit 18 ani și chiar visează să devină pompier? E complicat să dai sfaturi, depinde de fiecare. Dacă îndrăgește o viață așa cumva palpitantă, spune eu, dar cu restricții, să ducă cu încredere la Facultatea de Pompieri, unde pe lângă modul în care se sting incendiile, va învăța și elemente de construcții și instalații care îl vor ajuta dacă va renunța vreodată la cariera asta care încă este militară, să poată să își vadă de drum în viața privată sau în altă parte. Dar pentru o tânără doamnă, domnișoară? Pentru o tânără domnișoară aș putea să zic că dacă îi place Politehnica și dacă se specializează pe parte tehnică, ar putea să meargă la prevenire. De ce? Pentru că acolo trebuie să cunoști instalații electrice. Iar dacă este o... Chiar dacă e o întreprindere mică, o fabricuță mică, trebuie să investi procesul tehnologic ca să știi unde anume sunt punctele vulnerabile, ca să poți să acționezi la modul de atenționare, astfel încât să nu se producă evenimente. Pentru că eu aveam o vorbă, un început de incendiu îl stingi cu un pahar cu apă, după ce ia amploare, abia o companie sau două de pompieri fac parte. Vă mulțumim tare, tare mult că ne-ați acordat plăcerea să sărbăm Ziua Pompierilor alături de dumneavoastră, Liviu Negoescu și Adela Mihaela Balea. Mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Mulțumim mult, felicitări pentru carieră și la mulți ani cu ocazia zilei pompierilor. La mulți ani tuturor pompierilor și am un respect deosebit și aș vrea ca toată lumea din țara asta să aibă un respect deosebit pentru că este o meserie nobilă în sprijinul oamenilor. Mulțumim tare mult. Mulțumim încă o dată, felicitări. Iar dragilor, noi mergem mai departe către zona digitală de online și avem ocazia să vorbim cu o cunoscută influențăriță care este totodată și o multiplă campioană la volei, care de la volei a trecut la basket și de la basket a trecut la gala performanței și excelenței. Vorbim cu nimeni altă decât cu Liliana Apostol, pe care o invit în scenă. Dar Liliana Apostol, dragilor, o persoană pentru care mă bucur că stăm jos în acest moment, pentru că dacă am fi nevoit să stăm cu toții în picioare, probabil ne-am simțit foarte, foarte mici. Nu, ca să înțelegi, Liliana, așa a început de dimineață, n-am mai putut cu el, suferă de faptul că este micuț de statură, n-ai ce să-i faci, că și pe lângă mine nu este foarte mic. Nu este foarte mic, da. Este o medie acolo. Liliana, tu am crezut că o să fii pe tocuri. N-am venit pe tocuri, că n-am vrut să te sperii, chiar așa. Amința era mult prea mare, nu știu că am fi putut să o suportăm. În cazul ăsta, să știi că nici nu mai are rost la ce ne gândisem da, noi. Că în momentul ăsta este chiar ok. Bine ai venit alături de noi și pentru prima dată la Mondeni Matinal, Liliana. Da, bine v-am găsit.
Știu că urmează să discutăm despre atât despre viața ta ca fostă sportivă, ca actualmente antrenoare, cât și viața din online, cât și galele la care ești și nominalizată datorită online. Pare că vei și vorbi în calitate de speaker, știm noi, la evenimentul revistei Avantaje. Da, revistei Avantaje, da. Voi vorbi în calitate de speaker despre alimentația copiilor, importanța suplimentelor și cum noi, ca și antrenori și foști sportivi, trebuie să fim un exemplu pentru ei. Este foarte greu să-i mai convingem astăzi pe copii să facă sport. Cum reușești să-i duci cumva pe linia asta și să se mențină să facă sport de performanță? În primul rând, de fiecare dată când merg la selecție, toți copiii au așa o atracție față de mine. Încerc întotdeauna să le spun că primele antrenamente vor fi mai ușurele chiar și pentru copiii care sunt supraponderali, iar cu diferite jocuri, diferite trucuri, încercăm să-i atragem către sport, iar după primele 2-3 antrenamente ei rămân pentru că le place ceea ce facem acolo. Și ce facem cu nutriția? Pentru că atunci când ești mic, e greu să te abții. Bine, când ești mare, vă zic eu, e foarte greu. Vis-a-vis de suplimente, ce e bine să luăm, ce nu e bine să luăm, poate și niște mituri, niște adevăruri. La copii, momentan, nu recomand să ia niciun supliment. Recomand alimentația să fie cât de cât sănătoasă. Dar întotdeauna încerc să le fac diferite jocuri, diferite strategii, să vorbim de alimentație, iar fiecare copil primește câte un premiu din partea mea dacă timp de o săptămână îmi spune ce am mâncat. Să mănânce zilnic câte un fruct, legume, carne, să renunțăm la KFC sau McDonald's și să ne axăm doar pe o dată pe lună. Iar copiii, faptul că primesc acel ceva, întotdeauna este foarte mare concurență între ei. Și cred că le vorbești mult despre importanța sportului. Pe tine cum te-a ajutat? Mulți discută despre disciplină. Pe tine, sau ție, ce te-a adus sportul în viață? Exact, disciplina. Faptul că am plecat de acasă de la o vârstă foarte fragedă, de la 8 ani am plecat de acasă, am crescut singură și m-am disciplinat foarte, foarte mult. Ai crescut singură aici? Am crescut că singură, ți-a fost, da, foarte greu, îmi închipui. Mi-a fost greu, am vrut să renunț la sport, dar părinții au fost în spatele meu întotdeauna și m-au încurajat să merg mai departe. Când am văzut că rezultatele nu au întârziat să apară, atunci am avut cea mai mare satisfacție să continui acest sport. Și pentru că rezultatele n-au încetat să apară, ai fost nominalizată acum de curând la Gala Performanței și Excelenței. Da. Cum vine această nominalizare pentru tine? În primul rând am primit această veste cu foarte mare bucurie. Abia aștept în octombrie să pot să merg, să trăiesc acele emoții alături de ceilalți, de ceilalți colegi ai mei. Nu știu, cred că voi munci din ce în ce mai mult, pentru că dacă nu muncim, nu avem cum să avem rezultate. Asta această nominalizare vine pentru întreaga ta carieră din sport și mai exact din basket. Din volei. Din volei? Volei, basket, sunt acum antrenoare. Deci, basket. Deci ce preferi tu, volei sau basket? Ambele le prefer. Către ce te îndrepți mai tare? Ce îți place mai tare? Acum este basketul ca din postură de antrenor. În trecut a fost voleiul din postură de jucător. Măi, mi-a plăcut voleiul, ce să spun. Mi-a plăcut voleiul, că asta am și practicat. Dar îmi place foarte mult și basketul. Cum e cu fetițele? Eu întreb pentru că am făcut o perioadă scurtă de timp basket. Cum e să lucrez cu ele? Pentru că eu știu, fetițele sunt zgubilitice. Da, sunt zgubilitice, așa este, dar am diferite trucuri întotdeauna la antrenamente. Când vin, în primul rând, sunt un exemplu pentru ele. Discutăm la început, la final de antrenament, se uită, văd că eu la antrenamente niciodată nu mă duc machiată, nu mă duc, întotdeauna mă duc îmbrăcată sport, pentru că deja copilele, începând de la clasa 6-7, începem cu unghii cu gel, începem cu rimel și așa mai departe, și eu întotdeauna le dau un exemplu. Atât timp cât eu nu vin la antrenamente îmbrăcată decât sport și nu vin machiată, același lucru pretind și copiilor. Aici e o luptă un pic mai mare, pentru că mă lupt nu doar cu copiii, ci și cu părinții, ca să înțeleagă acest lucru, că spun, vai, dar a plâns copilul și a vrut să se dea cu rimel, sau a vrut, și n-am avut ce să fac. Te lupți cu mentalitatea lor. Exact, cu mentalitatea lor. Liliana, ce le spui oare în momentul în care la tine la antrenament vine o fetiță un pic mai scundă și spune, păi da, uite, tu ai reușit în profesia asta, în sport, pentru că, iată, ai avantajul înălțimii,
normal că eu nu o să pot, poate, să fac treaba asta. Am avut un exemplu foarte bun și am dovedit contrariul, că a ajuns la o înălțime destul de mare și asta datorită faptului că acea fetiță a fost chiar exemplul pentru întreaga grupă și întregul club, chiar nu a lipsit de la antrenamente. Și venind tot timpul la antrenamente și a ascultat ceea ce i-am spus, că are acum 1,86 m de la 1,53 m. Uite, cât tine! Wow! De la 1,53 m la 1,86 m! Și joacă chiar în București, am dat-o chiar în București, este și la lotul național și acum vorbim zilnic și mă urmărește și îi mai dau diferite sfaturi, dar a fost un copil care a fost 100% susținut și de părinți, pentru că exact, ai o vârstă, ești puțin mai mic de statură și nu de fiecare dată printre persoanele mai înalte te simți confortabil. Trebuie să întrebăm Liliana. Pentru așa înaintați în vârstă, mai există vreo soluție ca și să mai senați un pic? Nu era despre mine, avem pe alții în regie care sunt mult mai curioși decât mine. Eu m-am obișnuit. 1,70 m și ceva, nu noi, mai e. Noi, ca femei, că și nouă ne mai place să îi privim pe domn de la înălțime. Uite, mi s-au cerut câțiva centimetri în plus în modeling și mi-au dat speranța că dacă fac sport, cresc. Nu s-a întâmplat, așa că mai avem ce să facem sau nu? Nu cred. Nu. Un răspuns scurt și concis, Lia, nu mai spune altceva, te rog frumos, mi se pare răspunsul ideal. Mai poți face ceva? Nu, tată. Nu, mai, asta e. Mai vrei să faci? Nu. Nu, mai gata. Nu mai avem ce să facem. Pozăm, merge pe catwalk în cazul meu. Liliana, ești minunată, îți mulțumim din tot sufletul că ai venit aici alături de noi. Mulțumesc. Și te mai așteptăm cu brațele deschise. Mulțumesc foarte mult. Sigur voi mai reveni. Dragilor, noi alături de Liliana terminăm această săptămână, pentru că da, exact cum am început, este vineri, ne așteaptă weekendul, iar noi ne mai vedem abia luni, începând cu 8 dimineața, bineînțeles. Pornim într-o nouă săptămână, dar până atunci să aveți un weekend minunat. Noi vă pupăm. Vă mulțumim. V-am pupat. Vă așteptăm pe weekend frumos. Noi nu știm altfel decât să ne bem cafeaua împreună. Bineînțeles.